Stimați telespectatori, vă salut la o nouă ediție a emisiunii O istorie neinventată la Accent TV. Eu sunt Dumitru Roibu și de comun cu domnul Sergiu Nazarea moderez această emisiune. Tema discuției de astăzi este Moldova sovietică. Mai aproape anii care au dus spre independență, anul 1990-1991, primele alegeri democratice din țara noastră, care era situația economică și social-politică din Moldova la acel moment. Invitatul emisiunii mele este domnul Alexandru Burian, doctor habilitat în drept internațional și profesor universitar. Domnul Burian, bună ziua! Da, bună ziua! Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că știu că ați ocupat funcții importante și în aparatul central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, mai târziu și deputat, să vă întreb care a fost activitatea dumneavoastră legată în diplomație, în relații externe, în Comitetul Central al Uniunii Sovietice, care v-a determinat mai apoi să vă întoarceți ca un bun specialist, profesionist, care să puteți să ajutați la dezvoltarea țării noastre. Și, în fine, dorința de a participa la relațiile internaționale din copilărie la mine era așa. Am citit multe cărți, așa, începând cu filmul Cooper și mai departe, călătorii și mai departe, și de ce interesul față de străinătate el a fost. Realizarea nu se prea primea, de ce? Pentru că părinții erau foarte bătrâni și eu am fost ultimul copil. Deci, deja când am absolvit școala, așa, deci a apărut problema referitor la faptul dacă să urmez școala medie sau după 8 clasă să mă duc. Și după 8 clasă am plecat la școală prin pedagogii din Orhei, am absolvit-o. Deci ca să am o bucată de pâine, dacă și părinții, în adevăr, deci au murit tatăl când eram în armată, mama 2 ani după asta. Pentru că ei erau de-o seamă cu secolul, ca tare, erau foarte... Tatăl avea 52, mama 42 de ani când m-am născut eu. Foarte târziu copil am fost, da. Deci nu avem posibilitate ca să fac studii la relații internaționale. În Moldova nici nu erau facultăți de relații internaționale, dar doar la Moscova să puteam. Deci am, după armată, după școala pedagogică după armată, deci am început să fac istoria la Universitatea de Stat din Chișinău, facultatea de istorie. Predam istorie, deci însă prin corespondență. Mama era deja pensionar, era deci bătrână, frații, surorile erau căsătoriți și predam istorie la Brădicea. Deci era o situație interesantă la acea etapă că în cadrul istoriei Uniunii Sovietice era și un ciclu de istorie a Moldovei, pe care noi trebuia să-l citim după ce terminam de predat istoria Uniunii Sovietice. Însă se primea așa că noi în septembrie plecam pe lună la Strâns-Poama. Așa, erau... Așa, da, și rămâneam urmă cu programul. Când ne întorceam în octombrie la școală și începeam să predăm, până mai nu dovedeam ca să recuperăm cele pierdute. Și nu mai puteam preda istoria Moldovei. Așa, un an, a doilea an și a treilea an, eu din capul meu, că m-am adresat la directorul școlii, la șeful de studii, deci la Ronau, la Călăraș, așa. Însă se uitau la mine așa, adică ce caut, ce nu mi-ajunge, ce vreau eu. Și eu din capul meu l-aș împărțit orele astea de istorie, erau două ore pe săptămână. O oră pe săptămână citeam istoria Uniunii și o oră istoria Moldovei. Da. E vreo două săptămâni, poate chiar trei, deci bucurii și la părinți, și la copii, așa. Dar m-a părât și m-a chemat la covor, așa, Bairac. Pentru că s-a bătat istoria Uniunii Sovietice, da, ceva foarte important pe atunci. Da, Bairac Valentin Grigoriș, deci era secretar pe ideologie la Comitetul Național Călăraș Partid, deci m-a chemat la covor și deci am discutat acolo mult. El a înțeles că asta nu a fost intenționat. Însă orele de istorie mi le-au luat și am înțeles că posibilitatea de a mai preda cândva istoria, practic nu o să fie. Plus, pe timpul Stalin, tatăl meu a fost la Gulag, 5 ani. Și a spus un banc despre Stalin. Putere, da. Nu despre Stalin, despre putere. Spus despre Stalin, deci nu m-aș încea neveste, cred că mai mult. În orice caz, de toate împreună, deci m-a făcut ca să analizez situația, deci către acest moment mama deja murise, eu rămăsat singur, așa. Deci și m-am analizat că nu e cazul de prelungit să termin facultatea de istorie, dacă nu am niciodată posibilitatea de preda istorie. Preda, da. Că predam, deci, desenul liriar, desenul, muzica și mai departe, adică cei ce nu m-a aranjat. Și am lăsat toate balta în scriscerile și am trecut la lucru în Goschino, Moldavsk, SSR, așa, în Comitia de Stat pentru Cinematografie, deci am lucrat electrician. La început categoria a doua, după asta până la 5 am ajuns. Deci și concomitent am început să caut o posibilitate de a mă duce de la istorie, de a trece la altă facultate. Și am găsit Universitatea Patrice Lumumba de la Moscova, deci universitate extraordinară, deci unica universitate în Uniunea Sovietică de tipul occidental, unde învățau mai mult de 100, din studenți dintr-un mai mult de 150 de țări al lumii. Și erau doar 90% erau străini și 10% sovietici.
Și dumneavoastră ați nimerit în... Și am nimerit, da, da, da. Era un concurs extraordinar, așa, deci nici nu... E greu de spus cât de greu. Da, deci am trecut concursul, deci am fost acceptat. Acolo se învăța, deci, nu 5 ani, ca în toate universitățile, dar 6, deci, pentru că noi învățam limbile străine, primul an, limbile străine. Deci străinii învățau limba rusă, dar sovieții învățau limbile străine, deci numai decât două limbi străine. Și începând, deci, cu anul de studii, deja trecem la specialități, 16 specialități erau acolo. Eu mă lez în start, deci, dreptul și ca să meargă la specializarea la drept internațional. Deci, pe parcurs, deci, am lucrat la Olimpiada U10, deci, interpret, și când am făcut testările, deci, mi-au numerit două limbi europene, că putea să numerească Chichuaia, Mara, Suahili și așa mai departe. Eu am numerit la spaniolă și portugheză și, deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că am avut noroc, așa, toată America Latină, deci, era a mea. Și deci, când au făcut testări, deci m-au determinat să lucrez nu cu delegațiile sportive, dar cu delegațiile oficiale care au venit la Olimpiadă. Ceea ce era un privilegiu mai mare. Un privilegiu mai mare, da. Și deci eu am mers să lucrez al doilea interpret a lui Atos Faba, secretar general al Partidului Comunist din Argentina. M-au zărit, dacă e spus așa, și după aceasta, după trecut Olimpiadă, au început să mă invite. Cu delegați, cu altă delegație. E, țări care vorbesc spaniolă sunt foarte multe, deci practic toată America Latină, în afară de Brazilia, plus Spania, și de ce e destul de des au început să mă... Și deja eram în anul 4 la universitate, la Patrice Lumumba erau studii doar la zi, deci fără prezență era imposibil de făcut acolo studiile. Și în anul 4 mi-au propus ca să trec în statele CCO-ului. Foarte important pas. Foarte important pas, da. Deci în serviciu protocol. Deci că lucram în serviciu protocol, deci întâmplam... Și dumneavoastră combinat studiile cu lucru, cu activitate. Da. După aceasta, deci am făcut aspirantura, doctorantura, cum numim noi acum. Deci am susținut teza de doctor, deci în domeniul drept internațional cosmic sau spațial, așa e, cu problemele reglementării juridice a plasării armamentului în cosmos. Tocmai era legat cu... Intențiile Statelor Unite. Intențiile Statelor Unite de a plasa în cosmos, deci armament, deci în legătură cu această inițiativă de apărare strategică, așa numită, inițiativă de apărare strategică. După ce am susținut deci, teza, tocmai erau schimbări deja în cadrul Uniunii, la putere venit Gorbaciov, și deci eu cu Gorbaciov, fiind la protocol, mă ciocnim, de altfel ca și cu Brejnev și cu, deci, cu toți, tot restul, da? Da, pentru că am delegat la cel mai înalt nivel. Și deci la CC a fost format în cadrul secției internaționale, a fost format deci un sector politico-militar care se ocupa cu negocierile cu Statele Unite privitor la dezarmare și inclusiv privitor la aceste înarmări cosmice, care deci era foarte, foarte îngodat. Care dumneavoastră v-ați și specializat. Da, și practic eram unic un sovietic care îmi sunuteză, deci în... deci, partea asta juridică a problemei de drept internațional. Pentru că erau specialiști în domeniul tehnic, în domeniul deci, rachetar și mai departe, fizică, astronomie și mai departe, care legat cu toate acestea, da, era necesar și deci, ca să fiu unul deci, în domeniul deci, legat cu dreptul. Însă pe parcurs, deci a fost Reykjavik-ul, deci negocierile acestea și vorba ce au pierdut interesul. Deci eu după aceasta m-am relaxat la deci, America Latina în trecut, dat, cunoștim limbile și nu cum. Și în 1980, adică în 1989 a început acest proces de perestroică cu alegerile, a fost adoptată o nouă lege privind deci, alegerile deputaților, care permitea ca deputații să fie înaintați nu numai de Partidul Comunist, dar chiar de colectivele de muncitori. De muncitori și, deci aceasta permitea ca să, nu cum, să fie o altă formulă. În fine, deci era procesul destul de democratic. A pornit procesul de democratizare și dumneavoastră ați ales să participați? Da, da, fel... da. Deci pe mine m-au telefonat de la Bravice, unde am lucrat în școală, învățător 3 ani, și mi-a spus, tu nu vrei ca să... Nu, cum... E, pentru dânsi era, mă rog, cineva din Bravice, a ajuns la Moscă, lucrat la CC, era ceva așa. Omul care să ne reprezinte. Da, deci nu pierdeam legăturile, eu Moldova întotdeauna am iubit, o iubesc și deci ne cunoșteam. Și deci ei m-au înaintat în calitate de candidat pe circunscripție, deci Țibirica se numea așa circunscripția asta, unde intra Bravincea, Bahu, Săseni, Țibirica, Meleșeni, Răciula, Parcani. Deci erau câteva sate. Da, 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 da. Deci
Am avut încă 5 concurenți, 2 de la Partidul Comunist și 3 de la Front Popular. Și în final ați învins? În final am învins, am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova, deci am fost în Comisie de Politică Externă. Dimensionat, că dumneavoastră era cunoscut că erau în jur de 380 deputați și doar 86 erau pe bază permanentă. 380 deci erau și erau, deci nu toți, deci erau pe bază permanentă. Care a fost criteriul ca să fiți selectat pe bază permanentă? Deci, în fine, deci fiecare își expunea pozițiile, dat fiind faptul că o bună parte erau președinții colhozuri. Da, ei nu reușeau să fie... Ei nu reușeau, nici nu vroiau, așa, ca să treacă, era diferență de posibilități da. Și mai departe. Eu însă fiind, nu de la Moscova, nu puteam ca să fim deci pe 2-3 zile ca să participă la lucrurile, participă asta, să mă întorc înapoi. Și eu m-am determinat dintr-o dată, deci ca să trec, deci am fost deci, membru eliberat sau salarizat, să mai numea așa, deci a Comisiei de Politică Externă. După aceea am fost ales președinte de Comisiei de Politică Externă, deci am fost șeful delegației moldovenești la Strasburg, la Consiliul Europei. Deci Moldova a fost prima țară care deci a... Din Uniunea Sovietică, din Uniunea Sovietică, da, care a devenit membru al Consiliului Europei. Deci am participat la mai multe deci, negocieri, nu cum cu diferite țări. În 1994 am fost numit viceministru de externe. Am dus negocieri cu Iranul referitor la posibilitatea de a avea atât petrol cât și gaz, așa, din diverse de alternative. De alternative numai, adică și mai departe. Și am obținut bune rezultate, cu regret n-au fost realizate. Dar haideți să ne întoarcem la perioada sovietică. Dumneavoastră ați venit în 1990 în Moldova, făcând o pauză destul de mare, da? Aflându-vă la Moscova. Da, 12 ani, da. 12 ani. Cum ați găsit Moldova după 12 ani? Care era situația economică pe care ați cunoscut-o dumneavoastră în RSSM? Da, deci comparativ cu anul 78, când am plecat din Moldova, deci în anul 90, deci Moldova era, din punctul de vedere economic, mult mai avansată. Dat fiind faptul că pe parcursul acestui an, sfârșitul anului 75, pe anul 80, deci au fost construite multe uzini. A fost investiții, deci în domeniul inclusiv agroindustrial, deci noi, deci spații de vii, de livez și mai departe, însă foarte multe uzini din complexul militar, uzine electronice și mai departe, cum ar fi Topaz, Signal Mezon. Și mai departe, Mezon, deci asta era foarte, foarte important. Și asta era legat cu faptul că, în fine, în Republică erau cadre care puteau ca să lucreze în acest specialiști. Da, specialiști. Plus, deci, Moldova avea acolo 4 uzine de a produce pompe, deci producea televizoare, unele cele mai bune, unele sovietice, producea frigideri. Deci, spuneau bazele la uzina de calculatoare? La... Da. Deci, refrigeratoare, deci autorefrigeratoare, unica uzină din Uniunea Sovietică care producea autorefrigeratoare, pentru că Alca se producea încă în Cehoslovacia și la noi, adică mai multe decât momente. Însă deja către momentul acesta, către anul 90, acest element de perestroică, el a început să fie rezultate negative. Rezultate negative, da, dat fiind faptul că oamenii practic nu lucrau. La mitingul stăteau din viață până în țară. Săbătau, aveți în vedere activitatea în uzine? Da. Plus, au început ca să fie probleme cu legăturile dintre diverse unități comerciale. Da. Vreau să spun că Moldova la acea etapă era implicată, foarte mult incorporată în sistemul economic sovietic. Nu știu dacă mai ține minte cineva, dar Uniunea Sovietică era împărțită în 33 de raioane economice, plus Republica Moldova. Cât n-a fi de straniu, Republica Moldova era aparte. Și clasată aparte. Iată, Pribaltica, trei țări erau, deci un raion economic. Belorusia era raion economic, dar ei nici nu spunea Belorusia, o țară mare. Așa, Ucraina îmi pare că era 3 raioane economice. Și însă așa spunea, 33 de raioane economice plus Republica Moldova. Ea asta a fost timpul Brejnev. Brejnev totuși, el ținea minte faptul că a lucrat în Moldova, toi ani. Acordau atenție sporită. Da, dădeau atenție sporită. Plus încă erau câteva persoane care tot au fost în Moldova și au fost deci, transferați pe asta la Moscova, același Șolocov, așa, el a fost doilea secretar, ministru deci, de interne în Moldova, după aceea a fost ministru de interne în Uniunea Sovietică. Multe dintre dânsi se spun, eu cred că neadevăruri, era conflict dintre el și Andropov, așa, referitor la lupta pentru putere. Da, lupta pentru putere, deci nu altceva, așa, și deja au fost mai multe deci, invenții. Pentru că eu, de pildă, știu precis că când era vorba despre expulzarea lui Solzhenitsyn în Uniunea Sovietică, deci Andropov a fost pentru expulzare.
așa, dar din partea Ministerului de Interior, din potrivă, deci a fost că hai să dăm voie ca să duc să primească deci, premiul Nobel și să rămână aici la noi, ce o să fie, deci... Ce da, cu un savant mai mult. Da, 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 da. Ei, deci lăsăm toate este. Deci, de ce e către anul 90, deci aceste legături au început să fie pierdute și pe parcurs, deci nu am rămas la cei că am fost excluși. Din spațiu, din spațiu legăturile economice da, de aceste legături. Și asta e legat cu faptul că deci, foarte multe produse extraordinare așa, în timpul sovietic care erau, ele erau produse din mai multe piese produse în diferite republici care erau interconectate cumva. Iată, pot să dau exemplu. Eu am făcut servicii în trupul rachetar de destinație strategică. Deci rachetele noastre 8K63 care cum erau atunci la deci la înarmare, erau produse din mai mult de 100 de uzine. Deci erau asamblate la o singură uzină. Asta puteți fi Dnepropetrovsk, asta puteți fi Omsk, asta puteți fi Perm, asta puteți fi Novosibirsk, așa. Și toate detaliile se adunau? Însă detaliile se adunau de la, nu cum, și fiecare detalii de pașaport. Fiecare detalii se știa cine acolo, Ivanov, Petrov, Sidrov, care a fost. Adică în caz de ceva, dacă era avarie sau ceva, deci se găsa cine. Cine e responsabil? Da, cum n-ar fi, adică spun că de la mai mult de 100 de uzini deci participau la... Deci când acum iată, se discută că deci, corporația Antonov sau cineva acolo să producă, nu se poate produce. Și asta se vede că nu se poate produce. Deci detaliile nu au de unde să vină. Cum la noi Topazul, așa e, deci da, producea pentru miguri, deci sistemă de aterizare oarbă și așa mai departe. Da, dar fără de mig nu costă nimic absolut toate este. Tot așa uzina de la Bâlți și așa mai departe. Adică toate este, ele sunt legate, erau legate una cu alta și la etapa actuală e greu. Și deci în anul 90-91 deja se resimțea ruperea acestor legături da, respectiv da, în da, economie. Da, da. La acea etapă, deci în fine, deci magazinele erau pustii. În fine, pe timpul lui Gorbaciov s-au ridicat salariile, într-o oarecare măsură. Adică, din punct de vedere numeric, oamenii încep să primească mai mult. Dorința de a procura deci era mai mare, dar posibilitatea de a acoperi oferta, da. Oferta, deci erau mici. Deci în anii 91-92, deci eu țin minte, nu erau talanele acestea pe care puteai că nu puteai absolut umai. Nu puteai să cumperi ceva real, pentru că nu exista produsul fizic, da, ca să cumperi. Bani aveai, dar nu plus erau probleme, de pildă, cu alimentarea cu benzină pentru cei care aveau mașini și mai departe, erau probleme extraordinare. Da, asta este o problemă foarte serioasă și probabil ea are și niște repercusiuni asupra situației social-politice din țară, deci asta probabil trezește nemulțumire, unește oamenii în mișcări. Vreau să vă referiți puțin și la aspectul dat. În Moldova sovietică, pe care ați cunoscut anul 90-91, cum a început procesul, în primul rând, de interzicere Partidului Comunist, mai apoi formarea altor partide, mișcări social-politice, care s-au reflectat inclusiv prin prisma oamenilor care au fost aleși din popor în Parlament. Da, deci în fine vreau să spun că acum sunt foarte mulți eroi. Atunci, la acea etapă, nu era chiar așa. Deci, în fine, deci tonul era dat de Moscova. Dacă să luăm declarație de independență, până la asta a fost adoptată declarația de suverenitate, așa, la început Rusia lui Yeltsin, așa, a făcut declarație de suverenitate și după asta noi. Da. La început Rusia a declarat independență și după asta noi. E și Ucraina și toate, adică la început, de acolo, toate erau date. Poate în legătură cu aceasta și se spune că unele din mișcările acestea de mișcare națională și mai departe au fost formate de KGB. Posibil, eu nu sunt la curent cu toate acestea, pentru că eu eram la Moscova, nu eram implicat în toate elementele acestea. Spun, lucram la Comitetul Central, dar colaboratorii Comitetului Central a Partidului Comunist a Uniunii Sovietice, deci KGB-ul avea interzicere de a se apropia în genere de dânșii. Asta a fost adoptată hotărârea și această decizie în 1953, când a fost arestat Beria. Deci când a fost arestat Beria, au fost găsite foarte multe dosare de la conducătorii, dirigenții aparatului central. Și deci atunci ei au spus că gata, KGB-ul să nu aibă nicio atribuție niciodată față cei la Comitetul Central. Și deci din punctul ăsta de vedere, deci eu nu știam ce fac ei, cum fac ei și mai departe. Mă ciocneam poate câteodată cu paza, deci de pildă, premierilor sau secretarul general care vine din străinătate, pentru că lucram la protocol și paza, deci direcția nouă a KGB-ului, deci efectua această paza aceste persoane. Însă erau relații de lucru.
nu alte relații, așa, și eram la condiții centrale încât țineau distanță față de mine. Deci ei nu știu, însă se vorbește referitor la faptul că ei au organizat unele din aceste mișcări, plus însăși GKCP-ul, așa, deci că ei încercau ca să implice, așa, ca să oprească, să stopeze. Deci, această erodare a Uniunii Sovietice. Da, da, da. Deci eu nu exclud. Problema constă în faptul că nu erau până la urmă competenți, nu pricepeau ce se întâmplă. Nu cunoșteau situația reală din teritoriu. Nu cunoșteau situația reală din teritoriu. Plus, în diferite țări erau și diverse opinii. La noi, deci, a început ciocnirea din Moldova, deci, de bază, ea consta în moldovenism, în sovietism, moldovenism și românism. Așa? Da, erau trei curente. Da, erau trei curente. Și, deci, când a fost în 1989 adoptată legea cu privire la limbă, da, trei legi fundamentale. Limba moldoveniană, nici nu se vorbea de română, așa. Grafie latină, da, grafie latină. Însă așa a fost, deci toate s-au trecut cu vedere, așa, cum tot spun, că nu, n-a fost așa, dar adică. Mircea Snegur spunea de la tribuna Marea Adunării Naționale, limba moldovenească, limba care a dat denumire țării. Da, și nu numai asta, deci mai sunt încă elemente, în fine, deci când discut cu specialiști din România, așa, sunt specialiști din România care recunosc situația, așa. Deci recunosc că limba moldovenească ea a fost primară ca atare, că limba română a apărut cu mult mai târziu, a apărut după apariția României ca țară, care a secut sute și ceva de ani în urmă. Doar a fost proces așa politic. Da, și deci această unire care a fost în 1859, în fine, asta a fost o unire cam la același nivel cum la noi se uneau raioanele, așa, ca atare. Fără că, voință poporului, fără acord internațional. Eu nu mai vreau să-i spun așa numele, dar era un așa numită analiz politic, care dădea întrebarea la televiziune, și că, ia ca spuneți-mi, vă rog, cine suntem noi? Dacă, deci, a fost domnitora Moldovei de pe Cuza. Ghica sau Cuza, da, și a fost domnitora Valahiei. Apoi eu cine sunt? Dar eu tot întreb, ia că Leonid Iliciu a fost prim secretar în Moldova și pe asta prim secretar în Kazahstan. Înseamnă că noi suntem frați cazachi, așa, da. Da, nu se poate judeca după aparență. Nu, asta, deci, sunt niște elemente care ele nu sunt legate una cu alta. Dacă se întoarcem la perioada la acea etapă, deci situația era încordată. Când a fost mișcarea aceasta națională formată, deci elementele erau legate de tentativa de a deveni independență. Deci asta era scopul primar. Da, da, da. Lupta și când noi am semnat, declarația de independență, eu sunt semnatar acestei declarații de independență din 27 august 1991, deci a fost acest meeting. Nimeni, nici jumătate de cuvânt n-a spus despre unire. Nici de la tribună, nici în piață. Și noi am plecat în Parlament și am semnat. După aceasta, ei acolo au făcut niște tentative de a redacta și așa mai departe. Au pus acolo o conferință care nu sunt publicate materiale ei. Așa e. Că acolo s-a spus la conferința și ei, nu, asta e. Unii deputați spun că, de fapt, de la tribună s-a dat citire unii declarații, iar atunci când deputații au venit să semneze, declarația avea un alt conținut. Este adevărat? Nu, deci problema în ce constă? Când s-a semnat, a fost altă declarație, după aceasta au redactat-o. A doua zi a apărut în presă, a apărut altă. Altă declarație decât a semnat dumneavoastră. Că doar când acolo s-a semnat, deci deja a fost declarație și când semnătura acestea, deci nu pe ce ești hârtim, înțelegeți? Da, sunt sute de semnături. Ei, bine, cum n-ar fi? Deci majoritatea care au semnat această declarație, ei au avut intenția de a, deci, aveau, deci, ca intenții, deci, independența Republicii Moldova și de Moscova și de București. De absolut tot. Da. Deci, asta a fost intenția. Spuneți-mi, vă rog, în Parlament, iată, fiecare deputat a fost ales pe circumscripții. Da. Am menționat anterior că au fost, cumva, trei direcții politice sau trei curente politice în societate. Da, unul era filoromân, unul era moldovenist și unul era sovietic. Aceasta, când s-au cristalizat aceste trei mișcări, au dus la apariția partidelor. Era bătălia asta aprigă între deputați în Parlament referitor la diferite subiecte politice? Era și cu lucrare. Deci, în fine, în Parlament, în primul Parlament, erau 380 de deputați. Ei, poate, nu tot timpul au fost 380, poate erau 372, 375, pentru că cineva acolo murea, cineva se realizea, da, și mai departe. Da. Ei, da, cum n-ar fi, deci asta era, deci, formula. Și existau câteva fracțiuni. Deci, era fracțiunea cea mai mare, era fracțiunea Viața Satului. Asta erau agrarienii, dar nu numai agrarienii. Ei erau în jur la 160, cam așa, 160-162 de deputați. Deci a doua fracțiune, deci era Front Popular, 107-108 deputați. Deci și era fracțiunea Sovietică în Moldavia. Asta erau cei din Transnistria, plus încă o parte din lucrătorii de partid.
Și erau, deci, o parte, da, însă agrarienii, viața statului, câteodată mergeau, îi duceau, nu cum, sau Sovietul Moldavia, sau, deci, Front Popular. Ceea ce nu plăcea la toți deputații. La restul, da. Și iată, deci, noi, o parte din deputați, deci, am făcut fracția deputaților independenți, care nu făceam parte nici din agrarieni, nici din Sovietul Moldavia și nici din Front Popular. Deci, noi eram 20 de deputați. Pot să-i numesc așa. Deci eram eu, Andrei Țurcanu, Serafim Ureceanu, Valeriu Doraban, deci Lașionova, Vasea Șova, deci Crilov. Așa. Valentin, da. Da, da, Valentin. Deci erau și ruși, ucranieni și moldoveni. Deci, de diferite orientări, dar diferite care orientări, să... însă pentru noi era problema de independența Republicii Moldova. Nici Uniunea Sovietică înapoi, nici România, așa e. Stat da, moldovenesc. Da, da. Și la noi erau toți cu dinți, așa, de deputații ăștia. Noi făceam, deci, noi ajutam, așa, avem relații foarte bune cu agrarienii. Dintre ai noștri, patru au fost aleși președinte comisiei, Tole Țăranu a fost aleși președinte comisiei, Colea Andronic, președinte comisiei. Deci, Anatole Țăranu tot era pentru independența Republicii Moldova. Deci, pe urmă, ceva s-a schimbat. Nu, el la început, da, la început a fost cu frontul, după asta a trecut în... Și apoi după asta deja au fost în alte partide, deci în alte componențe. Da, însă atunci la acea etapă era în fracțiunea noastră. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ați menționat despre Sovietska Moldavia și despre deputații din Transnistria. Problema transnistriană este una foarte sensibilă, pentru că s-a întâmplat anume în perioada când noastră, de exemplu, erați deputați. Da, da, da. Oamenii noștri nu prea cunosc despre ciocnirile care aveau loc în stradă, dacă cei membri ai fracțiunii Sovietska Moldavia, deputații din Transnistria, dacă au avut ei motive reale să fie supărați pe frontiști, pe cetățenii noștri din această parte a Nistrului, care dacă au fost într-adevăr alimentate dorințele și aspirațiunile de separatism în acea perioadă. Mă refer la înjurături, bătăi în stradă, agresiuni verbale și așa mai departe. Da, deci dacă e de luat populație atât din Transnistria cât și din Malul Drept, așa din Moldova, deci nu era dușmănie între unii și alții, de altfel cum și în prezent nu-i. Da. Însă dacă e de luat forțele acestea politici, păi da, erau. Dacă e de luat momentul cu bătăi, eu cunosc câțiva deputați din primul parlament care erau legați cu Transnistria, care au fost bătuți într-adevăr, așa e? În Chișinău? În Chișinău, da, da. Dar erau bătuți. Dar care era motivul? Păi motivul nu știu. Deci în orice caz erau câteva structuri care îndeplineau comenzi. Erau. Ca sfinți, mi-dați deputație? Da, 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 erau. Deci asemenea situație de ce a fost? Asta a fost anul 90-91. Cât privește însăși formula cu deputații din Transnistria. El a început, participau la lucrări. Făceau parte din această fracțiune Sovietska Moldavia. Însă după aceasta, deci s-au retras o parte în frunte cu Smirnov. Cei din, deci, Bender, pe din așa, au rămas, așa, de la Râmnița mai veneau câteodată. Băiată, Smirnov cu grupa, deci nu venea. În septembrie 90 a luat decizia ca să creeze... Da, a fost, însă decizia asta a fost declarativă. Deci toate acestea era declarativ la acea etapă. Nu simțea seriozitatea și greutatea momentului atunci? Nu, dar nici ei nu aveau. Deci însă nu era, deci... Conceputul nu era situația, deci în acest domeniu. Însă deja în toamna lui 90, când au fost omorâți 3 persoane, deci la podul de la Dubăsari, dacă mai țineți da. Minte, așa deci eu am fost deci în grupa care am plecat încolo din partea parlamentului. Ei nu ne-au invitat, dar nu singur am plecat așa. Deci am fost eu, deci a fost Lida Istrati. A fost o joc, îmi pare că și nu mai țin minte Svetlicine sau sau fost Lașionul, să discutați cazul la... Nu, am fost la mormântarea lor. Și iată, deci o chestie extraordinară, deci la cimitirul din Dubăsari. Săpate mormintele, așa e, meeting, Smirnov, Vorvetul, acolo toți, erau deja niște cazați, niște veniți, nu știu de unde, așa, care se uitau la noi chiorâși, dar nu ne atingeau, nu ne, deci, și nu ne-a dat cuvântul la nimeni. Deci, și numai s-a terminat meeting-ul și toți s-au dus. Și au rămas aceste 3 persoane decedate din îngropați.
Deci a folosit ca un moment politic. Numai momentul politic și nici nu i-a îngropat, nici nu i-a aruncat țărne deasupra. Și noi am rămas până la urmă și am pus coroana din partea Parlamentului. Deci a fost dorința de a comemora și de a arăta compasiune. Da. Și noi deci am stat până la urmă, am pus, cum știu, asta mi-a întrebat, deci a fost un element care el a jucat rol. Iată, eu pot spune referitor la Perestroică. Eu deși nu credeam în Perestroică să aibă, deci, până la urmă. Loc, da. Da, deci, la 11 aprilie 85 a murit Cernenco. A fost ales ăsta, Gorbaciov, da, secretar general. Și el a inițiat dintr-o dată negocierile cu Internaționala Socialistă, ca Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, să semneze acord cu Internaționala Socialistă. A venit la Internaționala Socialistă de delegație, a fost formată delegație din partea, deci la negocieri din partea CPS, și eu am nimerit și eu în componența delegației. Da, la negocierile este. Deci un negocier, nu cred că vreo 3 săptămâni. Și la 17 mai 1985 trebuia să fie semnat acord dintre Internaționala Socialistă și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Semnat de Willy Brandt, care era președintele Internaționale Socialiste, și Gorbaciov. Toate acestea trebuie să fie la hotelul Octiabrskaya, asta mai e prezidentul hotelului Moscova, deci acolo unde supreau tot să știe. De la 15 mai a fost decretul antialcoolic. Așa? Ți-a punit un val de mulțumire? Nu. Deci, eu ca reprezentant a protocolului, dar când mă duc acolo pregătit tot, masa unde semneze tot, tocul, era gata. Și când mă uit la masă, deci unde trebuie să așeze, vesela. Eu întreb, da, ce e? De ce nu-s băuturi? Și decretul a fost 2 zile în urmă. Să spun, era 17 mai, dar decretul a fost 15 mai. Băi, decretul a fost împotriva la alcoolici, dar noi nu suntem alcoolici, e protocol. Protocol internațional, da. Cu cerințe care trebuie să fie respectate. Și noi nu putem să facem nimic. Eu mă duc, ridic acolo telefonul guvernamental, din cabinet la director, încerc telefonez la șeful secției administrative, deci Crucina Nicolae Fimici, deci era deci, șeful. Și că așa e, nici nu mă bun. Deci era imposibil, practic, de asigura da, protocolul cuvinte, la acel nivel. De la biroul politic vine sub ordinul și tot, deci nici nu mă bun. Într-o parte din alta, dar în timpul ăsta alături era un reprezentant de la ambasada Republica Federală Germania, care spune că nu e problemă, noi aducem vodcă de la noi, de la ambasadă, și noi avem vodcă corn. Ce e extraordinară. Dar ne-e rușine. Cum e? Uniunea Sovietică, o țară de 16, nu cum, așa nu, 21, așa se parte, da, dar de lungi nu poate 900 de grame când semnează un protocol. Este acolo când mă uit, Gorbaciov cu Willy Brandt intră în hotel și se începe a ridica pe scară. Nu știu, ați fost vreodată în hotelul ăsta Ornacului, că la Gara Kiev, așa, e mare acolo, cu mramuri, cu toate este. Și se începe a ridica pe scară. Ei, eram tânăr, aveam 30 de ani, și mări pe calenă, cum zice rusul. Mă apropie Gorbaciov și spun, Mihail Sergeevici, unul ați problemă. A, că ce e problemă? Îi spun așa și așa au fost decretul și nu cunoșteam. Și mă omorât atunci, că stă așa, nu știu, câteva secunde. Asta nu e ce nu iată ce ai dat problemă în politbiro. Ca că toate ce ai Ligaciov. Și ca de aia ne duceați Ligaciova Vașova. Era undeva început la 10 seara. Stat așa, zic, a, davai-te, nălivai-te. Eu m-am dorit înspre acolo, era șeful restoranului și nu, în metru de hotel era nu, cum sus și îi dau din cap, că am le-a spus, voi pregătiți, că i-a viu toate este. Dar pentru mine a fost un element, cum să spun, care e, m-au confirmat că omul ăsta nu o să facă, nu o să duc până la urmă toate. Dacă pentru că nu ținea la control absolut tot. Și nu, până la urmă nu era clar, nu era... Dacă putem să ne referim puțin la Republica Moldova, în acea perioadă o putere politică considerabilă o avea Snegur. Da. Snegur controla în totalitate situația în țară. În totalitate cred că nu. Însă, deci, în fine, la acea etapă, Snegur avea, da, avea posibilitate. În orice caz, el a fost ales președinte a Parlamentului, asta a fost în luna aprilie, cred că, 90. Concurent l-a avut Pilducinski și el atunci a obținut mai multe voturi. După aceasta, au fost alegerile este din decembrie, la fel, așa, când el a devenit președinte, că atunci el a fost ales președinte a Parlamentului. Da. Dar după asta, președintele Republicii. Cel era unicul candidat. Da. E atunci, deci Moșan a fost, deci, ales președintele Parlamentului în locul lui, de el președintele Republicii. După aceasta a fost ales din 91, sau din decembrie 91, îmi pare că, da? Nu mai țin minte, da, pentru că 96 după asta a fost ales, da, din nou. Deci la acea etapă, da, deci el avea. Moșanu, către început, el era pe poziții neutre.
El nu era nici front, nici nu cum. Și poți zice destul de mult. Ca și Sneaguri, de altfel, pentru că cunoaștem da, discursul da, de-a da, lui. Da, da, destul da. De mult venit. Da, dar da, da. În situația în care în țară eroda pe economie, în situația în care în țară apăreau niște fenomene legate de banditism, destul de periculoase, care puneau sub pericol și social și economic țara, dacă existau careva măsuri din partea președintelui, din partea guvernului, dar măsuri serios intenționate, așa cum spuneți și dumneavoastră, ca să țină sub control situația. Ei, guvernele care erau, deci primul guvern, deci de parlament și ales, a fost guvernul Druc. El, practic, era un guvern absolut neprosionist. Deci foarte multe din prostiile care au dus la deci problemele economice a Republicii au fost anume de guvernul Druc intenționat. Vindeau producții. Druc era prim-ministru care spunea că Uniunea Sovietică a fost rău, trebuie să distrugem tot și să construim tot de la zero. Da, da. Și deci câteodată nici nu motiva cu Uniunea Sovietică. Iată, deci aceeași uzină deci, nu cum, de computatoare și mai departe. Deci când a fost stopat, când ei încă erau gata ca să vină, că eram cu Uniunea Sovietică. Adică din punctul ăsta de vedere și era de ceva strategic. Da. Deci însă a fost pus spedici. Se vindea foarte mult pur și simplu materiale, deci utilaje, cisterne și mai departe, deci din niște materiale extraordinare se vindea pur și simplu ca lom, ca se vindea ca. Și asta era sub controlul și cu aprobarea? Da, da, da. Ei, Druc a fost mai puțin de un an, el a fost ales numit în 90, deci prim-ministru și în 91 în mai, deci la el a fost mai pe 26 sau 27 mai 90, dar a fost eliberat pe 21 mai, îmi pare, 91, da. Adică un an n-a fost, nu că el vrea Macron să fie. După aceasta a fost Valeriu Muravski, la fel, deci n-a fost nicio mișcare. Muravski a fost în timpul cât a fost acest conflict în Transnistria, însă n-au dirijat, nu era nici minister de război, nici absolut nimic, adică din punctul ăsta de vedere, deci era un element, însă erau dirijați, deci pentru că când a început conflictul în Transnistria, după cât eu știu, noi deputații am aflat la radio că s-a început războiul Transnistriei. Deci nu aveați n-a fost discutat. Nu, nici aprobarea președintelui, nici consultare, nici nimic. Și noi l-am chemat Snegur în Parlament și l-am întrebat. Și în fine, deci el a recunoscut că el a fost dus în eroare. De cine? Păi, acolo era Costaș, ministrul de interne. Deci, nu știu, deci cercurile respective care securitatea și deci internele și ministerul apărării, deci ca atare el nu există atunci de se forma. Dar cât de corect este că fără aprobarea parlamentului, fără să consulta prim-ministru să înceapă un război. Însă acolo eu după cât știu, adică după cât ne-au spus, cineva a telefonat și a spus că acolo la Cocieri sau nu știu unde, doi miliționeri moldoveni sunt pușcați. Deci dezinformare. Și anuștri găfâind, dar găfâind soți acolo și s-au uitat unde, nu se vede nimeni, nici omorât, nici nu omorât, dar stăte unul cum. Tot în timpul ăsta cineva a telefonat la Tiraspol și a spus că doi miliționeri din Transnistria sunt împușcați de moldoveni. Și așa găfâind de unei parte și ei. Și ei stăteau și îndeau acolo, fac niște foc, babah în aer. Și s-a început, însă nu a fost, deci, dar practic au fost ciocnirile astea care au fost la Varnița, care au fost în Bender, da. Așa, deci și tentativa asta prostească complet de a MiG 29, deci ca să arunce în aer podul de la, și nu ne merită așa, deci în pod. A fost tentativa asta. Deci, dar este, deci practic ei vineau sara și împușcau. Nu, da, dumneavoastră, cum spuneți, că de fapt războiul din Transnistria a fost mai mult o provocare decât decât intenție serioasă de război. Da, 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 a fost o provocare și deci nu erau posibilități. Deci trebuie de înțeles faptul că la etapa aceea, deci a fost o greșeală cu armamentul. Deci aceste acest armament care se află la Colbasna. Da, așa, da, unii sunt depozite foarte serioase. Da, depozite acestea, da. Deci în fine, când în octombrie 91, Sneguri a emis decretul privitor la patrimoniul armatei sovietice și teritoriul Moldovei, care trece în jurisdicție Republicii Moldova, el a specificat doar armamentul care se afla în partea dreaptă a Nistrului. Deci cu excepția celălalt. Da, deci celălalt practic l-a dăruit lui Smirnov. Și nici nu... Cine i-a dat ideea, așa, dar ideea, după câte am înțeles, vine de la București. Care ar fi scopul?
Păi scopul, dacă noi cu Transnistria ne batem, Unirea nu o să fie, adică niciodată, cu Transnistria Unirea niciodată nu o să fie. A, deci intenția este de a nu include Transnistria și de... Intenția niciodată de a nu soluționa conflictul. Lucrează cot la cot, prin scop. Da, da, și ei se înțeleg. Serviciilor secrete cu serviciul secret din Transnistria se înțeleg foarte bine. Dacă privim în perspectivă de lungă durată... Nu, însă, un moment, și noi ne întoarcem la problemă. Deci aceste depozite de armament, dar la acea etapă erau 45.000 de tone de armament, deci ele au rămas, practic, deci în favoarea celor din Transnistria. Și când a început războiul la 1 martie 1992, deci doar atunci Ielțin a emis decretul privitor la faptul că aceste depozite de armament trec sub jurisdicția Rusiei. Eu vă rog, deci până atunci el era un, din punct de vedere juridic, era un aer, un aer, așa, pentru că Transnistria tot în aer era, așa, dar nu era a noastră. Spunea Anatol Plugaru, fostul ministru al Securității Naționale, că a venit cu propunere către Snegur ca să naționalizeze Armata 14, să o includă, să facă din ea Armata Națională, și Snegur a refuzat acest lucru. Da, da. Deci a fost încă un pas care asta tot a fost, asta tot a fost o poziție dictată de la București. A fost un, iată, ceea ce discutăm noi acum în cadrul emisiunii, perioada anilor 90, 91, 92, o perioadă destul de complicată, o perioadă destul de încurcată din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, din punct de vedere social. Simțim noi astăzi oare urmările acelor procese, ori astăzi simțim lipsa de interes și acțiuni, inclusiv din partea clasei politice, din partea celor care conduc Moldova astăzi? Anumite consecințe, eu cred că noi le simțim și astăzi, dar în fine deja există o altă situație. Deci, totuși, 28 de ani de atunci au trecut. Adică, multe se puteau de reparat. Multe se puteau de reparat, nu s-au reparat, însă acum sunt alte momente. Acum, deci noi, într-adevăr, deci, vedem ce vedem din cauza faptului că clasa politică, deci, care e la putere, ea nu poate soluționa problemele, așa e. Sunt niște tentative doar de a duce în eroare și comunitatea internațională. Sau de a simula? De a simula activitatea și mai departe. Dar... promovând în interes deci, majoritar, așa, deci între sale personale. Vreau să mă acces puțin, încă puțin pe subiectul transnistrian, ca fiind o consecință a celor ani, dar care actualmente joacă un rol important și din punct de vedere economic și din punct de vedere politic, da? Pentru că cumva subiectul transnistrian este unul foarte sensibil pentru Republica Moldova și pentru regiune inclusiv, dar și din punct de vedere economic, pentru că este o zonă prin care se spală bani, se face contrabandă și asigură interesele cuiva din Republica Moldova. Deci noi putem considera că Transnistria este utilă clasei politice, inclusiv și de la Chișinău și nu doar. Sau că ea nu poate fi rezolvată din anumite motive? Da, deci problema Transnistriei, eu consider că ea ar putea fi rezolvată, da, fiind faptul că până la urmă Moscova în vedere Kremlinul, așa e, chestia cu Transnistria nu atât de tare îi pune în gardă. Deci nici nu îi ajută, nici nu îi încurcă. Transnistria pentru Kremlin, pentru Moscova, eu am vedere, da, nu prezintă ceva deci, care ar fi important, așa e? Din punct de vedere militar, ce înseamnă? 25-26 km la lățime. Deci asta, gradurile care erau încă în anii 60, așa, deci 40 km, bat, așa, deci, adică ei nu prezintă nimic. Din punct de vedere strategic, la fel. Din punct de vedere, deci, chiar a accesului Transnistria între Ucraina și între Moldova. Ei nu au acces în altă parte. Deci rușii nu pot nimeri în Transnistria decât doar prin Moldova sau prin Ucraina. Cât aveau relații cu Ucraina, ei vineau. Era coridorul verde, da, da. La etapa actuală, deci... Situația e altă. Da, da, ei deja... Avioanele care vin până la Chișinău acum izboară, în Belarusia, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și ajung în Moldova. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru Kremlin, mai spun încă o dată, Transnistria nu prezintă atât de mare, deci problemă. Și în orice caz poate ca să meargă. Dacă ar avea relații cu Moldova, cum să vă spun, nu Moldova care numai decât să fie pro-rus din toate punctul de vedere, Moldova care să fie... Să nu creeze probleme, neutră cumva, da? Da, o Moldova neutră care, deci, nu ar face probleme, să nu le fac probleme, da. Atunci Moldova care să nu fie membru NATO, da, da, asta e 100%. La Chișinău este o singură, de fapt sunt mai multe viziuni referitor la Transnistria, la reintegrarea țării, dar una real structurată, concretă, pe care am văzut-o, este propunerea de federalizare.
propusă de președinte. Altele doar declarative, că Transnistria este teritoriul Republicii Moldova, noi trebuie să includem, dar o viziune clară, expusă, argumentată, noi nu găsim. Dar care e soartă de izbândă această deci, problema constă în ce? Problema constă în faptul că Transnistria ne place, nu-i place, dar deja 28-29 de ani sunt deci, o structură, separată. Da, separată, da. Deci ei n-au să accepte pur și simplu altă formulă decât formula de autonomie sub formă de federalizare. Altceva, de pildă, planul Coza, care a fost în 2003, el era aiurea. Pentru că la subiectul federației să aibă drept de vot, drept de veto împotriva la hotărârile care le adoptă centru, așa-i? Dar centru nu avea dreptul de veto împotriva la hotărârile lor. Aiureală, complet, așa-i? Deci și e foarte bine că nu a semnat acest deci, plan Coza. Însă federalizarea, deci ea poate fi normală, noi putem să o analizăm, putem să și nu văd nimic. Să o realizăm. Da, să o realizăm. Altceva, că iată, când se discută, iată, sunt două elemente care nu știu de ce nu se atrage atenția asupra lor, dar ele sunt foarte, foarte importante, care nu ne demonstrează faptul că noi putem să soluționăm problemele absolut cu Transnistria. Sportivii din Transnistria sunt drapelul Moldovei. Să cântă imnul Moldovei și îi boșesc acolo cu lacrimi, când imnul Moldovei, da, și e așa sau nu e așa. Participanții la Eurovision, Doredo, peste tot, tot absolut, da. La Eurovision, biserica. Nu știu dacă sunteți la curent. Este partea bisericii? Bisericii moldovenești, așa? Da. Da, și deci nu știu acum ce să fie cu această deci, autocefalie ucraineană. Așa? Eu nu știu care să fie situația cu Moldova. Eu nu știu în general ce să fie cu acest patriarhat de la Constantinopol, că posibil să se fugărească de acolo și mai departe. Eu nu știu pe cât au ei dreptul. Da, că au fost cu 300-400 de ani în urmă, ei aveau careva influență. Da, dar mă, ultimii 300 de ani nu au nicio influență. Simbolic. 2000, da, 2000 numai de ienoriași au acolo și ei dirijați în lume și se fac cum se facă. Deci asta e problemă de altă natură. Însă eu nu știu care să fie atitudinea. Deci bisericii moldovenești față de asta, nu știu care ți-e de atitudine de altora, adică nu știu și în legătură cu asta care ți-e relația dintre biserica din Transnistria și Moldova. Însă până la etapa actuală ei n-aveau probleme deloc. Deci ca să cristalizăm, există poduri există. Între malul stâng și malul drept, chiar dacă nu politice, dar economice, spirituale, sportive, culturale, care lasă o poartă deschisă ca acest plan de federalizare să fie realizat. Pentru noi elementul de bază, încerc să vă întrerup, deci elementul de bază totuși că noi această neutralitate. Deci s-o păstrăm. Și numai s-o păstrăm, noi trebuie să o cristalizăm, noi trebuie să ne aprofundăm în deci, formularea ei ca atare, ca să fie formulare juridică. Să fie, deci, pentru că, deci conceptul de neutralitate el nu este dezvoltat într-o lege regret, specială. Cu regret și eu fac eforturi extraordinare de mulți ani. Și noi de-abia, deci iată, am făcut câteva luni urmă, deci o masă rotundă, unde totuși am discutat, am invitat din exterior. Interes față de noi foarte mare din partea la multe țări, cum ar fi Austria, cum ar fi Finlanda, cum ar fi alte țări care, într-adevăr, Elveția, care sunt neutri de mai mult timp și au o experiență în acest domeniu, experiență foarte bogată și experiență foarte pozitivă. Pentru Moldova eu nu văd o altă situație decât anume neutralitatea, nici într-un caz să nu devenim deci, membri a NATO, însă nici membri a ODKB sau alte deci, structuri din zona aceea. Noi trebuie să avem, să fim, da, asociați la Uniunea Europeană, da, nici într-un caz nu trebuie să rupim legături cu Europa, că suntem europeni. Însă noi trebuie să devenim asociați la această Uniune sau chiar șosu, așa e, deci Uniunea de la Shanghai, deci nu, da. Noi avem niște, cum să spun, niște posibilități enorme de a deveni intermediari. Domnul Burian, eu vă mulțumesc pentru o discuție foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru faptul că cristalizați niște idei care ne-ar ajuta pe noi să depășim anumite situații de criză, ne-ar ajuta pe noi să reintegrăm țara, să ne dezvoltăm ca un stat unit cu o perspectivă de lungă durată de dezvoltare. Stimați telespectatori, iar eu vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și vă așteptăm cu mare drag și la alte ediții. O zi bună să aveți!